meci fantastic. Nu pot decât să felicit de la început, de la primul până la ultimul jucător, au făcut o muncă extraordinară. Au arătat în primul rând caracter, au arătat că sunt un grup puternic, sunt un grup unit, au arătat mai departe că pot îmbrăca cu mândrie acest tricou, pentru că au arătat pe teren toate valorile lui Zimbru astăzi. De la forță, la unitate, la luptă, la curaj. Și pentru mine e o bucurie enormă să pot să fiu antrenorul lor. E un sentiment fantastic. Să pot să stau cu ei în fiecare zi și să-i antrenez, e un sentiment fantastic. E, cred că ce poate să-și dorească un antrenor în momentul ăsta. Noi, de fiecare dată, eu am spus-o și n-am făcut niciodată o exagerare sau o chestie de diplomație. Am știut că avem valoare. Și n-am făcut altceva decât să le dau încrederea asta, n-am făcut decât să le reamintesc și le-am spus același lucru și în vestiar acum. Tot ce au nevoie vor găsi în interiorul lor. Ei, dacă își găsesc resursele să caute adânc în ei, vor găsi toate resursele necesare să devină și jucători foarte buni, dar împreună să facem o echipă. Și aici a fost totul. Aici a fost totul. Nu știm de deocamdată. Noi, clubul a făcut apel la această decizie. Vom vedea în zilele următoare ce se întâmplă. Din păcate, e păcat ca să se strice ca o competiție în momentul de față. Cel mai corect ar fi ca lupta aceasta pentru locurile de cupele europene să desfășoare pe teren. Și cred că asta ar fi spiritul acestui campionat, ar trebui să fie. Totul se întâmplă pe teren. Nu sunt în poziția în care să fac foarte multe comentarii pentru că nu cunosc foarte multe detalii. Nu știu pe ce argumente s-a bazat Federația când a luat această decizie, dar încă o dată, ce pot spune este că Zimbru reprezintă un club mare. Încă o dată, băieții astăzi pe teren au arătat într-adevăr valorile clubului și o competiție fără Zimbru mi se pare o competiție fără ceva aparte. Vă rog. Atunci, optă pentru o copă din Europene, e posibil doar prin copă? Vedeți cum au fost rezultatele în etapa aceasta. Noi o să luptăm până la capăt și o să vedem pe parcurs cum vor fi lucrurile. Bineînțeles, drumul cel mai scurt ar fi prin Cupa Moldovei, dar deznodământul la Cupa Moldovei îl vom afla de-abia la anul. Așa că vrem pentru porțiunea asta de an care a mai rămas să facem toate eforturile și să încercăm să ajungem prin campionat. Domnul antrenor, a fost astăzi în primă repriză o schimbare interesantă, deoarece Alexei Ciopa, tânăr fundaș central, care nu are foarte multă experiență, a fost accidentat în locul lui, a ieșit debutant o divizie naționale prin infortună și a fost și Petru Neagu un tânăr fotbalist de anul nașterii 2000, pe părerea dumneavoastră, de ce ești tineri care încă sunt junior de fapt, care își evoluează în divizia națională? Eu trebuie să mulțumesc încă o dată pentru această întrebare, pentru că nu mă face decât să reafirm ceea ce a spus mai devreme. Ceea ce s-a întâmplat astăzi a rearătat care e valoarea acestui club. Și puterea clubului stă în oamenii ei, în jucătorii care sunt crescuți aici. Am arătat că Zimbru e un club foarte mare, care produce jucători și cum ați văzut și astăzi, am jucat cu foarte mulți tineri veniți din Academie și încă o dată, ăsta e spiritul, ăsta e tradiția lui Zimbru. Ei au arătat valorile astea astăzi. Ce ați spus la echipă în vestiar, toată aceeași mit? Da, le-am spus același lucru. Le-am spus același lucru, că trebuie să joace cu mândrie, trebuie să joace cu orgoliu și încă o dată, le-am asigurat din toate punctele de vedere, i-am asigurat pe toți de faptul că au toată valoarea, au toată calitatea
Numai ei trebuie să-și găsească în ei resursele necesare să o scoată la suprafață. Pentru mine e greu ceva de comentat. Astăzi, cu părere de rău, prestarea noastră ar fi de dorit mai bine ceva. Am pierdut foarte multe dueluri. Ne-am luptat mai mult cu terenul și cu arbitrajul, în loc să ne concentrăm la meci. Cam supărător pentru noi. Am vrut ceva mai mult. După meciul cu Petru Cup, credeam că moralul va fi mai sus, dar astăzi iarăși s-au repetat greșelile care le-am repetat până acum. Și fericit Zimbru cu victoria. Да, мы с вами знаем, что если нужны изменения, нужно что-то делать. Встретимся, поговорим, решим. Да, у нас третье поражение подряд. И самое интересное, что одни и те же ошибки. То есть мы над ними работаем, они все равно изо дня в день повторяются. Эта команда и устала, психологически устала. У нас есть проблемы, но я думаю, что встретимся, поговорим, как можно скорее надо все исправить. Это связано с тем, что это как-то, это финальный этап чемпионата, уже последний круг. Думаю, что с этим, потому что как бы мотивацию какую-то потеряли. Да. Ну, думаю, что мотивацию потеряли где-то. Мы не можем определиться своими целями. То есть был кубок, глаза горели, там просто не дали никаких шансов, бились, кусались. Сегодня как-то не могу обвинить ребят в том, что не хотели, но оно так бывает, знаете, когда в голове все равно сидит, что задача решена. Понимаете, то есть. Но они далеко не решены. Поэтому это надо донести до ребят как можно быстрее. Краткосрочные прецеденты, проблема лор, проблема менеджмента лор, которые есть, и кум есть, если треба лор, мы интересуемся. Принципал лор, мы с